Bună dimineața, fraților, și bine ne-ați regăsit la o nouă zi de vlog. E dimineață, da, bineînțeles, dar soarele e un pic mai sus acum, pentru că am avut ceva treabă înainte de a deschide camera și discuta cu voi din nou. Da, doar nu am să vă arăt cum întind eu o rufie, spăl vase și mănânc, nu? Sau ar trebui să vă arăt. În fine, astăzi e duminică, ieri a fost sâmbătă, bineînțeles, nu? Așa merge cursul. Da. Acum vom merge, unde vom merge? Vom merge până la supermarket să facem niște cumpărături, că am falimentat casa iar, nu mai avem nicio provizie, nimica. Mergem să umplem cămara, cum s-ar spune. Iar mai apoi am primit o veste, ceva de genul, că va fi ceva organizat astăzi în Limassol cu mașini, cu, nu știu, ceva tuning show. Dacă ar fi să fie real, aș fi foarte încântat. Mai mult decât încântat, aș trage niște cadre mișto, să fac un videoclip ca lumea. Bine, cât de mult mă pricep eu, dar să vedem cum stă treaba. Întâi să facem cumpărăturile și după aceea să ne ocupăm de partea amuzantă a zilei. Da, ne vedem la supermarket. Am oprit să fac un pic presiunea în roți și să-i pun benzină la animală. Asta, dacă era un caracter din poveste, sigur era setilă. Că bea benzină ca nimeni altă. Și am ajuns și la supermarket, unde ne facem noi cumpărăturile de obicei. Deja sunteți super învățați dacă ați urmărit vlogurile de la început. Adică, de când am început să fac vlogul, asta mă refeream. Știți deja unde mergem să facem cumpărături. Nu cred că mai merită să trag șaturi înăuntru, să fac timelapse cu cum fac eu cumpărături. E evident, toată lumea face asta, așa că nu e nimic special. Ne vedem după ce termin. Am terminat și cu cumpărăturile aici la supermarket. Nu mai zic nume că mă plictisesc, după aceea nu vreau să fiu acuzat de reclame și de astea, oricum nu fac reclame, nu sunt plătit pentru chestiile astea. Coșul de cumpărături l-am plătit. Un șurub era pe tot asfaltul și pe ăla l-am luat cu căruț, de-aia v-am zdruncinat în halul ăsta. Ce pot să spun? 100 de euro, 101 euro exact, am abandonat aici, la supermarket. Dacă vreți să vedeți videoclipuri, de exemplu, de genul ce este în coșul meu de cumpărături sau bla bla bla, ar trebui să o rugați pe Mihaela în comentariile de mai jos să vă facă prezentarea cumpărăturilor, bineînțeles data viitoare, că acum, sincer, s-a cam terminat, deci l-am cumpărat. Când ajungem acasă, poate, dar în fine, nu e genul meu de videoclip, așa că Mihaela ar trebui să-l facă. Dacă vreți să vedeți, lăsați un comentariu în secțiunea de mai jos. Dar să vă fac un mare așa, un hover pe deasupra coșului, să vedeți care e, cum arată 100 și ceva de euro. 101 euro exact. Bineînțeles, majoritatea lucrurilor sunt apă, o grămadă de apă, pentru că eu consum o grămadă de apă mergând la sală. Și Mihaela, pentru că este însărcinată, trebuie să consume o grămadă de lichide. Mâncare pentru Toby. Opa, s-a rupt. 3 saci de mâncare pentru Toby și practic mărunțișuri. Fasole, pentru că breakfast de bodybuilder. Dimineața întotdeauna, bine, majoritatea când nu mănânc fasole, mănânc cu ochiuri și așa. Mănânc porridge cu cinnamon, cu scorțișoare și cu banane. Un alt mic dejun. Două micuri dejun am preferatele mele. Lasă că punem astea, drag. Da, și acum am să pun chestiile astea în mașină, așa că am să vă las jos, că mă doare brațul, trebuie să folosesc ambele mâini.
Și nu am zis cât am dat pe cumpărături, doar ca să... Doar că, nu, nu am zis cât am dat pentru cumpărături, ca să mă dau mare sau rotund sau ceva de genul. Ce am vrut să subliniez că viața nu e chiar ieftină aici. Și pentru cei care au impresia că trăim pe picior mare și viața e ușoară și totul se găsește în copaci, se înșeală amarnic. Pentru fiecare chestie muncesc, poate de două ori mai greu ca cineva în țară. Și mai multe ori asta e garantat decât majoritatea. Dar, din nou spun, nu mă plâng, doar am precizat. Pentru că nu obișnuiesc să mă plâng despre chestii. Am reușit să umplu portbagajul. Bineînțeles, mai avem câteva cumpărături, nu trebuie să uităm de pui, pentru că puiul este magic în creșterea musculară. Și cam atât cu supermarketul ăsta. Mergem unde mergem. Mai mergem la alt supermarket. Mai trebuie niște chestii și după aceea vedem. Da. Am lăsat mașina blocată. Bravo. Acum îmi amintesc, da. Prea multe buzunari. Și după aceea mergem unde ne-am propus să mergem, să vedem dacă rumorul, dacă zvonul era adevărat cu autoshow-ul respectiv. Până atunci. Și am ajuns și aici, după cum v-am promis, am găsit. Este un BMW meeting aici. O să pun mai jos toate scenele să vedeți și voi. Sunt câteva modele uimitoare, majoritatea M3-uri. Sunate, super, V8-uri, preferatele mele, dar și E46, uimitor, că ăsta de aici aștept să pornească. Depilemu, doamne, amigo. Asta a fost special pentru voi, dedicație. Super, a fost super băiețașul. A apăsat pedala, să simțiți și voi cum sună în urechile voastre 343 de cai. Și începe nebunia, mă îndrept spre ieșire. Toată lumea se turează aici, băbe. Știți voi reputația de șofer de BMW, nu? În România ne plac BMW-urile la nebunie. Așa că suntem pregătiți pentru un show ceva, să vedem, poate un burnout. Dar mașinile cele mai frumoase și cele mai frumos tunate se comportă, bă, că civilizat. Prea mulți bani băgate în ele ca să le strici aici. Sunt înconjurat de atâtea M3-uri, nici nu mai știu unde să mă uit. Bine, multe dintre ele au impresia că sunt M3-uri, pentru că cum e ăsta aici, ăsta e turbo diesel. Cea mai tare și cea mai tare fază pe care o poți face unor conducători de BMW, unor șoferi de BMW, e să vii la un meeting cu BMW-uri, cu un Mercedes, exact cum am făcut-o eu. Bineînțeles, nu am parcat între ei, vorba vine între noi. Fraților, după cum ați putut vedea, super nebunie. Mamă, sunt așa de pumped up. Acum mă duc să fac videoclipul ăsta, nu mai pot bălesc. Câte BMW-uri, frate, câte BMW-uri. Păcat că nu a fost prea nebun totuși. Pentru că șoferii de BMW-uri și-au reputația de a fi nebuni, de a se da peste cap.
de a avea impresii, de a face burnout-uri, dar nu a fost. De fapt a fost cât de cât cu minți. Da, acum se îndreaptă spre munte, se duc la zăpadă. Eu rămân aici la căldură, n-are rost să-i urmez, am cadrele care îmi trebuie pe ziua de astăzi. A fost super, super, super. Câteva mașini le știu și dinainte. Dacă vă amintiți la Boystaff, când am făcut acolo un vlog, bineînțeles, nu cred că am pus asta în vlog, vorbisem cu un tip, băgase în jur de 100 de mii de euro într-un M3 E46 decapotabil. Fibră de carbon unde se putea pune, chiar și extra, nu era necesar. Da, because weight saving, super, super. Acum mă duc acasă cu inima împăcată, mă apuc de editat și să-l urc pe YouTube. Chiar îl urc și pe pagina lor de Facebook, una, două. Abia aștept. Super! Fraților, am ajuns și eu acasă într-un sfârșit. Am descărcat mașina. Fac un mic bilanț. Toată treaba de astăzi, adică toate cumpărăturile, ne-au ajuns undeva la 210 euro. Bine, asta o să ne țină în jur de 2 săptămâni, presupun eu. Doamne ajută! Că ne-a rupt în două. Plus benzina 50 de euro, ne-a ajuns undeva la 260 de euro, toată distracția pe ziua de astăzi. Bineînțeles, astea sunt cumpărături ceva de genul o dată la 2 săptămâni, presupun eu. Deci, după cum am spus, viața în străinătate nu e așa de ieftină după cum pare. Da, am descărcat mașina, acum vreau să editez puțin niște shot-uri de la BMW Meeting de astăzi, bineînțeles din Limassol, și să postez asta pe Facebook-ul băieților de la BMW, Club Cyprus, și după aceea să, nu știu, să fac și videoclipul acesta, video ăsta care, bine, vlogul de astăzi. Acum stau și eu și mă odihnesc puțin după atâta cărat, mâna mi se lasă în jos, că sunteți grei, fraților, ați mâncat ceva de sărbători. Da, acum, după cum vă spuneam, mă odihnesc la... Da, am fost la supermarket, dar n-am apucat să o mănânc pentru că eram sătul de dimineață de la breakfast. Pita cu halumi, bineînțeles, acum eu am să o saborez. Iar voi mă așteptați după ce revin. Și am revenit după vreo 3 ore de editat videoclipul de astăzi cu BMW-urile, cu Fan Club Meeting, Limassol, bineînțeles. Am terminat de editat, după cum v-am spus, sunt foarte fericit, cred că a ieșit ceva mișto, dar e deja pe internet, special pentru voi, m-am grăbit să-l fac, adică nu m-am grăbit, mi-am luat ceva timp, am vrut să-l fac cât mai ok și acum e momentul ca să închei cu acest vlog. Stai, am spus ceva ieri, că fac un unboxing, și dar astăzi e duminică, practic. Aveam nevoie să lucrez cu niște unelte, așa că o las pe mâine. Da, asta a fost destul de încărcată ziua. Am avut treabă cu editatul. Așadar, vreau să vă spun să aveți o seară bună. Minunată, poftă bună dacă n-ați mâncat până acum. Eu urmează să mănânc. Închei cu vlogul acesta aici ca să-l editez și să-l pun tot în seara asta. Așadar, fraților, până data viitoare. V-am salutat!